Bocanul cu rotile în care este țintuită nu oprește de la nimic. Visa să devină doctor, dar a devenit doctor de suflet. Pentru copiii cu nevoi speciale din satul Drochia, Olga a deschis un centru pe care l-a intitulat sugestiv, Încredere. Zilnic adună acolo zeci de copii care găsesc la centru mai mult decât încredere, iar Olga caută mereu soluții și proiecte pentru ca acesta să tot crească. Scopul centrului este o integrare a persoanelor cu dizabilități și facem diverse activități cu copiii care au unele cerințe educative, care mai deosebite, da, care sunt din familii mai vulnerabile. Deci nu-mi place să spun acest cuvânt, dar fără el nu se poate. În centru vreau să-mi ating, adică scopul, ca toți să fim egali, necătând la situații, necătând la felul cum suntem. Și vă reușește? Încetul cu încetul, pas cu pas, reușesc. Cum simțiți că o activitate sau un proiect pe care l-ați desfășurat este unul de succes? Ce trebuie să se întâmple la final ca să aveți sentimentul ăsta? Vai, să-mi ating toate scopurile pe care mi le-am promis. Ei bine, vorbim de un proiect, da? Ce să se întâmple? Copiii să fie fericiți, să zâmbească. Să fie toți egali, necătând la starea materială, la starea socială, la fizicul fiecărui, toți să fie egali, să fie cu un zâmbet foarte frumos, să fie iubiți de rude, de părinți, de lumea înconjurătoare, de societate în primul rând și nu în ultimul, de stat. Adică de toată structura de toată asta care structura poate să-i susțină cumva, da, în integrarea, da, socială. Da. Asta ar fi un succes foarte mare dacă aș putea schimba aceste vieți și aceste fețe care sunt de multe ori foarte triste. Le oferiți acestor copii încredere. Cât de important este acest atribut la o vârstă minoră pe care ei o au, la o vârstă fragedă? Cât de important să aibă încredere, iată, anume de mici? Este foarte important, pentru că în unele cazuri sunt diverse familii în care copiii nu beneficiază de o atenție și când vin la centru și îi vezi cu o față foarte tristă, foarte cu lacrimi în ochi sau ceva probleme în familie sau este micuț și uite, vreau să mă duc la școală, dar nu am rechizitele necesare sau uite, mama nu are bani să-mi dea să mă duc la circul școlii, chiar recent am avut această problemă în centru. Aveți cercuri pentru copii acolo, în centru? Da, da, adică... Ce pot face ei acolo? Disenează, în primul rând. Arătăm, avem cercuri cu dans, adică facem diverse matinee de sărbătorile care tematice, sunt pe parcursul, da, anului. Spuneți-mi câți beneficiari aveți în centru acum? Acum noi lucrăm cu 30 de copii. Și din satele din împrejurimi? Nu, numai din comunitate. Doar din localitate? Doar din localitate. Mi-am permis pentru că avem nevoie, deci este foarte necesar de a implementa un proiect în care să renovăm, să lărgim, adică spațiul și condițiile centrului să fie mai bune. Și ca să puteți avea mai mulți beneficiari. Da, da. Care au fost cele mai mari bariere pe care le-ați avut sau poate anumite perioade mai dificile pe care le-ați trecut și sunteți mândră de asta? Prima mea barieră a fost atunci când am deschis centru și organizația, am înregistrat-o, am cerut un local
din comunitate și mi s-au pus niște bariere că fizicul nu e în regulă, adică sunt în scaun rulant. Deci avea lumea dubii dacă veți reuși, da, sau ba. Da, și nu mi s-a dat încăperea care am cerut, adică s-a spus diverse motivații că nu avem sau... Dar... Cum ați răzbătut până la urmă? Până la urmă, deci am deschis centru într-o încăpere care mi-a dăruit-o unchiul meu. Cum vă umpleți timpul liber pe care îl aveți? Totul îmi dedic în direcția profesiei pe care o am. Susținerii copiilor, da, cu nevoi, da, speciale. Asta. Chiar și dacă vin acasă, timpul liber îmi este plin cu copii. Chiar și acasă îmi vin. Doamna Olga, centru, noi vrem la centru sau vrem activități sau... Vă urmăresc și acasă. Și acasă. Și mămica îmi spune, chiar la mine e grădinița. Dar mai iubesc foarte mult să citesc ceva. Cum le încurajați pe femeile care vă înconjoară? Din sat, din comunitate, ce le spuneți de obicei? Să meargă înainte la orice... Orice nu ar avea în viață, orice greutate nu ar fi. Deci cap sus și gânduri pozitive și ieșirii din situație nu cred că nu este. Oricum, se poate găsi și sunt oameni cu suflet mare și sunt persoane care... oricând te pot ajuta, chiar dacă este foarte greu.